Titan Peaks over them. Să vedem. Gata. Că nu. O să-l vezi. Ia să-i dăm cu share. Și eu fac asta. A apărut. Gata, a apărut. Suntem live. Salutare, sunt Florin Grozea și, așa cum v-am promis, un nou interviu live video pe Facebook din seria Secretele Industriei. Invitatul meu de astăzi este Ionuț Bejinariu, manager, impresar, șef de casă de discuri, de toate. Nu știu, da. Stai un pic, că povestim. Vă povestesc eu de ce e important și de ce m-am gândit și mi l-am dorit ca invitat. Secretele Industriei ce? E o serie de interviuri, de discuții live video pe Facebook pe care eu le fac cu profesioniști din showbiz, din media, din online, din publicitate, în general oameni care sunt în spatele succeselor, oameni pe care nu-i știe foarte multă lume, dar care au povești extraordinare și care merită să vi le spună. Mă bucur că în astea 9-10 luni de când am început interviul ăsta am crescut așa o comunitate foarte interesantă, în general artiști la început de drum, compozitori, tineri care vor să devină manager sau PR sau impresari, da? Și artiști foarte cunoscuți care vor să afle despre oamenii din industrie și de asemenea mă bucur să văd oameni din agenții de publicitate, din agenții de PR, din blogger, vlogger și așa mai departe. Ionuț Bejinariu este din Suceava. Adevărat. Un loc mai... Merge cu adevărat și fals la răspunsuri. Da, da, da. Ce spun adevărat sau... Un loc mai puțin întâlnit în industria muzicală românească și cu atât mai impresionant faptul că de acolo, din Suceava, de unde ai pornit tu, ai ajuns să fii cunoscut în foarte, foarte multe țări ca manager al artiștilor Mario Joy sau Otilia sau alții. Bine ai venit! Asta bine a fost intro. Da, bine v-am găsit. Încă nu am terminat seria de șeruri. Așa, dar, mai dai. Am zis că dacă tot începem să fim cât mai mulți, am pus la mine și am zis că așa. Să mai punem și... Se aude bine, asta e important să, da, să știm. Da, acasă ne pot spune. Da? Se aude bine, se aude poate mai bine acum, că am dat un pic mai tare, ia să vedem. Bun. Ionuț este incredibil de puțin cunoscut, chiar și între managerii și profesioniștii din industria muzicală. Ceea ce mi se pare nedrept și iată că vom îndrepta astăzi această problemă. Sigur că vom vorbi despre Otilia și Bilioner, care a fost mega hit în România, dar și multe, multe alte țări. Vom vorbi și de Mario Joy, iar un artist prea puțin cunoscut în România, dar pe care nu prea-l prinzi în România, adică atât de succes. Adevărat. Este cu California, o piesă care, să-mi spui dacă greșesc, întâi a avut mare succes pe afară și după aia a început să fie difuzată și în România. Păi cam așa lucrez eu în general, pe efectul bulgărului de zăpadă, întotdeauna lucrez afară. Nu știu, consider că îmi plac, să zic eu, provocările și afară, întotdeauna consider că e mai greu. Păi da, e mai greu afară. Și totdeauna așa s-a întâmplat și la Otilia, cu Bilionera, la fel s-a întâmplat și la Mario Joy. Hai să o luăm ușor, zi-mi așa, zi-mi Otilia, de unde o știi, de cum ai crezut în ea și cum a dat lovitura cu Bilionera? Otilia o știu de când avea, cred că, 15 ani. E din zona de acolo, e din Suceava? Da, chiar din Suceava, sunt din Suceava, o știu de când era mică. Pe vremea aceea înființasem o organizație, un ONG, Tu și România se cheamă. Avea și un slogan, să zic așa, un motto, rog, România văzută prin ochii tăi. Așa. Adică mi-am propus la început. Deci tu ai început ca ONG? Ca un, da, ca un ONG. La ce vârstă ai făcut ONG-ul ăsta?
Oficial ONG-ul, cred că aveam 23, dar eu făceam activități dinainte de la vreo 16 în continuu, adică eu la 15 ani eram, adică am făcut foarte mult voluntariat și cred foarte mult în voluntariat și recomand tuturor să facă lucrul ăsta, e foarte important și nu că neapărat că dă bine la CV pentru cei care vor să se angajeze, dar e foarte bun pe dezvoltare personală și eu asta am făcut și recomand și tuturor celor de acasă să facă foarte mult. O să zică, mă, dar cum să muncești pe degeaba? Ce înseamnă asta? Așa. Nu, nu. Da, e foarte important. Deci ai început cu, ONG. Așa, bine, activități, organizarea evenimentului, de a promova tineri talente din Suceava. Adică am avut păi ai reușit, uite, Otilia, dar un tânăr talent pe care l-ai promovat. Înainte de a ajunge să fac la modul să zic, trebuie să fac și bani de treaba asta, am avut ceva ani înainte când o făceam efectiv, așa, pro bono, efectiv îmi plăcea și... Voluntariat. Îmi plăcea să văd oamenii fericiți, să văd, știam că un copil e talentat, de ce să nu-l ajut să nu-l expun. Făceam festivaluri de-astea, festivalul gen mari, unul din cele mai mari, festivalul antidrog. Am făcut o chestie de-asta, e și o chestie foarte fane. Că mi-am adus aminte acum că și Sava, nu știu dacă se uită la noi, că DJ Sava? Da, DJ Sava. A fost prezent la festivalul tău? A fost prezent și Connector totodată, dar e o fază foarte fane și totdeauna când ne întâlnim și cu Relu, Connector, ne întâlnim, bine că el când mă așa. Vede tot timpul strigă tu și România, adică tu el și așa România. Spune, da. Păi așa e și adresată de e-mail. Cea mai veche. Adică, foarte amuzant așa, chiar odată ne-am întâlnit la Media Pro Music și asta după succesul cu Bilionera. Așa. Și să-l vezi pe Relu cântând refrenul Bilionera, da? Dar cumva cu tu și România, tu și România, exact așa. Da, foarte mișto, dar o chestie ce vreau să povestesc la festivalul ăla, festival antidrog mare, două zile. Antidrog, da? Așa, da, asta vreau să promovez, am adus artiști, într-o zi a fost DJ Sava, Connector, în perioada aia când Sunshine, atunci erau ei. Păi, da? Deci înseamnă că erau în 2002-2003? N-aș vrea să greșesc exact, am, dar în perioada aia cam așa. Nu, chiar 2003, 2006. Mai încoace, da. Acum 10 ani, oricum. Și într-o zi era Arino și Silvia, dar faza cea mai tare... Dacă era Arino și Silvia, înseamnă că era 2008. 2008-2009. Rima și Silvia cam atunci, în 2008 s-a lansat. Cam așa, da. Okay. Nu stau, de obicei le fac și nu prea stau să le anotez, le fac, le simt și da, da. Întotdeauna și râd și până astăzi o fază are Relu, Connector are o piesă cu, nu știu dacă să vorbim mai licențios, fac verbatim de sun will not, ceva de genul ăsta, oricum, let's get high, the sun will shine, versul ceva de genul, adică gândește că cam cum s-a pupat chestia cu, eu promovam, aveam agenția. Da, la limba engleză și limba engleză sună bine multe lucruri. Adevărat. Foarte, și să revenim la Otilia. Așa, zi-mi de Otilia. Uite, chiar mă uitam pe contul ei, are deja 110 milioane de vizualizări. Asta e doar pe canalul J-Haps Records, pe canalul label-ului tău. Da, unde am făcut lansarea inițială. Uh-huh. După aia am început licențierile, mai are încă vreo 120 de milioane pe cel din Turcia, care o bună perioadă a fost lăsat worldwide, acum e limitat. Mai sunt vreo 30 de milioane pe canalul partenerului din Grecia, Cipru. Iarăși la Roton, la un moment dat am făcut licențiarea și către ei și au și ei vreo 20 și ceva de milioane pe canalul lor. Sunt spre jumătate de miliard? Aproximativ 300, aproape 400 de milioane de vizualizări și încă crește. Mamă. Încă mă bucur și spun că încă crește cu aproximativ 1 milion pe zi. Mamă, nebunie! 1 milion pe zi, adică e ceva... Câți ani are Otilia? 24 mântă de față. Păi, deci tu chiar ai luat tinere talente și le-ai promovat. Nici nu prea îmi place altfel, sincer. Sincer, n-aș avea nicio... Adică să lucrezi cu artiști cunoscuți? Deja cunoscuți, nu. Nu, n-aș avea satisfacția aia. Nu. E chestia aia care o faci tu și e împlinirea aia în momentul în care reușești. În momentul în care... Asta e principalul motiv pentru care îmi place să iau de la zero. Uh-huh. Mulți spun că nu le iau, că are concepții, nu știu ce. La urma urmei, când e să facem bani împreună, își schimbă el concepțiile și face ca mine, cum zic eu, că își va da seama că e matur și își va da seama că nu greșesc, mai ales dacă am și un background. Dar nu ăsta e principalul motiv pentru care nu iau artiști deja consacrați. Îmi place sentimentul ăla când reușești.
Nu poți să lucrezi cu nimic. Sunt puțin manageri care iau artiști la început și îi duc sus. În general, managerii mari lucrează cu nume care deja au dat lovitura cu ceva și... Da, nu știu. E nevoie de oameni ca tine. Asta vreau să spun. Eu chiar vreau să cred că îmi place să fac altfel lucrurile și nu urmăresc tipare. Nu caut să urmăresc tipare, nu știu. Fac așa, uneori chiar cum simt, efectiv. Adică mă bazez foarte mult pe instinct. Ok, zi-mi de Otilia și de Bilionera. În câte țări ai licențiat piesa? Foarte multe. Dăm niște nume. Foarte multe. Tot ce ține de Europa de Sud-Est, ne-am dus și în Franța. Da. Cu o altă piesă în Franța, da? Aventura următoare, care a fost follow-up-ul. Anul ăsta, pe lângă toate țările care le-am... cum să spun, nici nu știu cum să zic, rupt sau cum să zic, da, să fie mai lovit. Le-am lovit și așa mai departe. Anul ăsta avem țări noi, deja în următorul an avem alte țări în care mergem în concerte, cum ar fi India, Pakistan, Bangladesh. Mm-hmm. Anul trecut erau alte țări care piesa a lovit foarte tare și tot așa, adică eu n-am uitat de piesă, deci piesa e din 2014, continuu... Pentru că pe plan internațional, funcția de licenție poate să dureze mult timp. Spuneai într-un interviu că ai lansat hituri la fel de mari precum cele ale Inei sau Alexandra Stan. Păi se poate compara, adică Bilionera, la nivel de rezultate, ok, n-a intrat în Billboard, asta să zicem că e o chestie, dar când vine vorba de popularitate, vizualizări pe YouTube, tot acolo. Uh-huh. Și Hat la Ina la fel, a avut, nu știu, 200 de milioane, 300 de milioane, să zicem, la un moment dat. Alexandra Stan cu Saxo Beat la fel, în jur de vreo 300 de milioane, adică undeva acolo. Deși alea au cam stagnat, adică au rămas acolo. Bine, au și trecut niște ani. Au trecut niște ani. Vreau să vorbim despre bine, nu de rău. Da. Despre aturi. După Bilionera, ai dat o mare lovitură cu Mario Joy și California. Deci, practic, n-a fost o întâmplare cu Bilionera. Chiar, ce chiar se întâmplă? Merge. Aia a fost, cum să spun... Aia a fost ce? Păi nu știu, nu, voi acum... Asta e momentul să te lauzi. Nu e vorba să mă laud. Toată lumea spunea, bă, dar ce pulan ai avut, ce noroc, mă, ce frumoasă One hit wonder există. Da, uneori, da. Știi? Adică pare, pac, rupe și pe aia nu mai vezi niciodată. Foarte mult spunea, mă, ai avut noroc, că uite, ești frumoasă și nu știu ce. Și, adică dar nimeni nu înțelege munca din spate și nu poți să stai să explici. Că dacă omul are chestia aia în cap, nu poți să-i spui, bă, dar stai puțin, că s-a cam muncit la treaba asta. Uh-huh. Nu, domnule, e frumoasă, că ce uce de fond. Sunt multe fete frumoase. Da, sunt multe fete frumoase. Sunt multe. Da, și voci, bineînțeles că dacă nu simțeam ceva special la Otilia, nu era ca și cum să încep ceva cu ea. Mario Joy e tot din Suceava? Mario Joy nu este din Suceava, el este din Hunedoara, dar la fel îl cunosc de mulți ani, cred că de vreo 8 ani și de vreo un an și ceva am început să lucrez cu el. Pentru noi e foarte importantă relația interumană. Eu dacă încep să lucrez cu cineva, încep și cred că îl voi face. Adică nu există să încep să ai să facem și noi, să ne jucăm, să facem. Nu. Contează foarte mult să-l cunosc omul și să simt că la un moment dat pot să fac sacrificii pentru el. Că să duci la nivelul ăsta un artist, trebuie să sacrifici. Când vorbesc de sacrificii, până familie. Adică să-ți pui familia pe locul 2 și să-l pui... pun Otilia, Mario Joy la un moment dat pe locul 1 ca să pot să fac să se întâmple lucrurile. Iar nu pot să fac sacrificiile astea, să sacrific familia pentru cine? Pentru, nu știu, un artist care nu simt eu că nu-l am aproape. În primul rând, ca așa, sufletește, nu... Cum să spun, dacă aș spune că nu banul primează pentru mine, ar semna că lasă-mă. Normal că și banii contează. Dar aia să vină așa ca o răsplată, ca... o răsplată a lucrurilor bine făcute, știi? Bă, le-am făcut bine, înseamnă că merit răsplata. Nu le-am făcut, asta este, să nu câștig nimic. Adică eu așa sunt, drastic, știi? Ești drastic cu tine însuți. Da. Mă mulțumesc cu puțin, cum ți-ar spune. Te-ai folosit de succesul Bilionera pentru a promova California? Adică te-ai dus în aceeași țări și ai licențiat? Sau cum a fost? Care e diferența între Bilionera, care are vreo 3 ani, nu? Da, cam așa, da. Și California, care... 2017, da, 3 ani. 2 ani are, 2 ani și un pic. Da. Care e mai nouă, California, care mai... chiar și acum e în topuri și inclusiv în România. Păi, în România, 31 de săptămâni, în primele 10 cele mai difuzate piese, conform Media Forest, pe radio și TV, 31. Adică eu nu știu un alt artist care a avut performanța asta. Uh-huh. Mai ales și la debut. Da. Adică sunt 8 luni, săptămână de săptămână. El a fost în primii 10 artiști cei mai difuzați. Uh-huh.
ești... Care e legătura între Bilionera și California? Între cele două hituri cele mai mari pe care le-ai avut acum internaționale? Sunt aceiași autori? E același studio? Ce e? Același studio, da. Dețin și pe lângă label-ul J-Haps Records, care mulți își întreabă, dar de ce ți-ai pus? Chiar tot mă leg de Sava, că ne-am întâlnit la o petrecere la Global acum și... Mă, dar ce ți-ai pus J-Haps Records? Că e prea greu, prea nu știu ce, prea nu știu ce. Și am zis, bă, are o semnificație. În primul rând, Gea înseamnă Dumnezeu în limba arastă. Și nu mă interesează, nu știu, nu caută J-Haps, Gea, cum ar veni Dumnezeu. Și piesa poate să fie orice vrea fiecare, nu știu, post-scriptum sau... Adică a fost o chestie pusă că trebuia să sune. Aia, să zică chiar așa. Deci ți-ai pus label-ul cu numele Dumnezeu. Așa e, să zic, într-o oarecare chestie. Nu m-a interesat să sune comercial, pentru că eu vreau să-mi arăt rezultatele prin artiștii mei, nu neapărat prin brand-ul. Eu sunt un label independent, caut să fac, eu, cum să spun, să fie, nu caut să mă extind foarte mult, adică stau cu puțini artiști, cum ar veni puțini și buni, nu caut să fac, nu știu, cum e chef, să fac volum. Nu voi face niciodată volum, că nu mă interesează, îți mănâncă prea mult din energie. Ar trebui să mai ca să iei riscul. Deci, practic, tu îți dorești să fii un label independent. Da, și oricum așa voi rămâne. Mai mulți artiști îți mănâncă energie. A mă extinde, trebuie să mai găsesc măcar un om ca mine. Măcar ceea ce e rău, adică e greu. E greu, adică nu știu, nu pot, niciodată nu poți să găsești pe cineva să facă lucrurile așa cum îți dorești tu. Da, așa este, da. Nu știu, e foarte greu. Și... Am luat mai mulți artiști și am semnat să nu mă ocup de ei și ei să fie dezamăgiți și să, nu știu, să fie chestii de astea, gânduri negre, care mie nu-mi plac. Eu sunt pe pozitivism, așa, pe... Tu ești din Suceava, dar da. Label-ul e în Suceava sau te-ai mutat la București? S-a înființat acolo, adică în timp ce funcționam cu ONG-ul, ce povesteam mai devreme tu și România, undeva prin 2009 mi-am zis, mă, ok, hai să mai facem și bani din treaba asta, că na, aveam, na, flair. Pe chestia asta aveam așa oarecare nas și am zis, mă, hai să-și încep. Și am început atunci, la un moment dat, am făcut o primă trupă, Deep System, la acea vreme, din trei băieți, doi din Suceava și unul din Botoșani. Ei se cunoșteau... Eu nu știu Deep System. Scuze-mă. A fost și un hit, da? Mr. DJ. Mr. DJ. Asta a fost hitul lor care i-au dus la... Aceasta, practic, a fost prima ta trupă. Da, prima mea trupă, care i-am dus la nivel internațional. Acum câți ani? În 2009-2010, asta da. Nici măcar nu e canal oficial, deci a apărut după aia, undeva în 2009, da. 2009. Așa. Am fost în concerte, în afară, foarte mult. Adică a fost prima mea experiență cu internaționalul. Am început să fac, cum să spun eu, aranjez jucăriile, am început să merg pe la... prin la Cannes, de exemplu, la Midem, am început pe la ADE să-mi fac conexiuni. Adică am zis, bă, trebuie să-mi pregătesc terenul pentru ce va urma. Adică eu întotdeauna m-am gândit, bă, o să fie, nu? Eu nu neapăr că prezic sau ceva, dar lucrurile se întâmplă dacă îți faci temele. Și am început să merg, să, nu știu, de exemplu, contractele ce am făcut acum cu Mario, anul ăsta, eu m-am întâlnit cu ei în 2011, prima oară, adică și... Da, deci practic în timp, a durat, adică vorbeam de Ultra Music, da? Divizia Dance, chiar am mai avut un invitat de Bohem, care este și Mario Joy și el, la rândul lui, este un artist Ultra Music, da? Care e o performanță, sunt foarte puțin, adică vorbim de Ina, care a semnat cu Ultra Music, Alexandra Stan și lucrurile astea se întâmplau tocmai în 2009-2010, de atunci nu prea mai fost în afară de Bohem, care l-a ieșit avut în... Și care e iar o excepție în muzica românească. Da, care la fel el nu e pe zona de, să zic, comercial, așa să... Și a fost practic singur, adică nu l-a semnat nimeni. E de apreciat, că... Nu e la o casă de discuri sau label, pur și simplu s-a dus și singur și a făcut un nume. Am muncit foarte mult. Revenind, ești la București? Sunt la București. Deci te întreb pentru că sunt la București sunt ceva foarte mulți zile, oameni care se uită la noi și care sunt interesați să intre în industria muzicală și de-aia te întreb. Am la București pentru că asta este ce ține de industria muzicală, cam aici e ora exactă. Aici ai și studio? În momentul în care m-am mutat, mi-am mutat și studiourile aici. Da. Tu ești și compozitor sau ești producător? Am o echipă și lucrăm împreună. Nu eu sunt cel care... E o echipă, cum ar fi Palcao de Ramon,
Andrei Murariu, care sunt pe orchestrație. Am tot felul de colaboratori când vine vorba de linii, text, nu știu, trebuie un text fix, așa. Uh-huh. Știu cam cu cine trebuie să colaborez și la... Eu cam vin și spun, strâng din nas cum ar veni. Ești producătorul executiv. Cam asta ar fi, da. Și sunt cel care strâmbă din nas și spune, bă, dar... Și băieții, dacă au un argument, îmi spun, bă, uite, na, noi credem că, na, așa am simțit noi, nu știu ce, ta, na. Dacă au un argument pentru care să mă convingă, lăs ca ei, dacă nu, ca mine. Băieții ăștia tăi sunt tot din Suceava sau... Unul e din Galați, unul din Suceava, care tot l-am adus din Suceava, vorba de Andrei. Un băiat foarte talentat și de asta l-am și adus, acum, nu știu, cred că 3 ani în urmă, dacă nu mă înșel, eu am o chestie cu timpul la mine. Așa. Galați, Suceava? Hunedoara, Mario. Mai sunt dintre colaboratori care sunt din București. Dar cei care sunt în permanență, cam aceștia sunt, care sunt non-stop și la studio. Lucrați, faceți piese și pentru alți artiști sau doar pentru artiștii de la label-ul tău? Sincer, nu prea facem pentru alții, pentru că e vorba de timp, în primul rând. Eu nu îmi exploatez oameni, adică nu lucrează. La mine băieții au salarii, îi plătesc, au salariul lunar, adică nu știu dacă... Eu nu prea știu studio care fac așa. Nu prea asta. Păi nu sunt. Pe afară sunt astea cu salarii, da? Da, eu România, la mine fiecare om are salariu, da? Pe lângă salariul, bineînțeles, drepturile de autor, da? Pe procentaje, pe compoziție, pe ce au făcut, conform cu ce a făcut fiecare, pentru a-i putea motiva, să-i țin alături de mine, nu pot să-i exploatez, să zic, să încep să... Băi, au program de la 12 la 7, de luni până fine... La 12 la 7, ca la companie, ca la multinațională. Așa, da, ca la multinațională, ei vin... lucrează, au weekendul liber, au concedii, le plătesc concediile, chestii de genul ăsta. Nu prea fac pentru alții, au fost cazuri, de exemplu, uite, am acceptat la un moment dat, încă nu s-a concretizat, dar am acceptat la un moment dat, de exemplu, să fac pentru Alina Eremia. Alina Eremia. Mai am simțit, mă, merită fata aia să, uite, să-mi aloc timpul studiului meu. Merită fata sau meriți tu să ajungi cu fata? E o chestie reciprocă, nu aș vrea să încep acum să spun că merită eu să ia. Deci tu te definești ca un manager? Ca un impresar sau ca un șef de casă de discuri? Mă, nu știu, mi-e greu să mă cataloghez așa. Sau încă le faci pe toate pentru că, na, e la început totuși. Eu cam le, cum să spun, îmi place să iau decizii foarte repede. Mm-hmm. Adică nu îmi place să stau după un departament, după altul. Adică dacă aș avea booking-ul, să zicem, la altcineva, trebuie depinde de ei sau așa. Mm-hmm. La mine le-am toate. 300, la mine artiștii sunt 360 de grade la mine în casă. Mm-hmm. Full. Deci nu există. Au și PR-ul, la mine au tot, absolut tot. În momentul în care iau o decizie, în secunda aia, dacă am o întâlnire cu un om, în secunda aia i-am bătut palma cu el și am spus, da, așa facem. Da, când o să ai 5 hituri internaționale în paralel, oare mai poți să faci față? N-aș putea face față, să zicem, pe partea de... pe vânzare. Acolo chiar mă gândesc să colaborez cu cineva. Pe partea de vânzare. La concerte sau? Da, pe booking. Pe partea de booking, pentru că e greu să le ții în frâu pe toate. Uh-huh. Sună telefonul, e-mail-ul, oferte, da. Acolo simt că am nevoie de un ajutor, dar nu știu neapărat dacă să externalizez sau departamentul să angajez pe cineva. Uh-huh. Eu. Oricum, deja suntem o echipă, dar ar trebui puțin să o mărim. Te întrebam, apropo de asta cu label și manager și impresar, cum definești tu un manager bun, un manager artistic bun? Ce ar trebui să aibă un manager? Știi, asta e o discuție pe care o tot am la Secretele Industriei aici. Sunt puțini manageri care sunt respectați și care sunt buni, sunt văzuți ca buni în România, dar sunt foarte mulți artiști și foarte multe trupe care caută un manager bun. Cum ar trebui să fie un manager bun? Din punctul tău de vedere. Să fie un manager bun. Băi, eu mă uit la mine, de exemplu. Păi da, cum ești tu? În primul rând trebuie să fii entuziast, așa, știi? Adică să dorești să faci, să nu te gândești că am ce am să mă îmbogățesc, acum fac nu știu ce. Nu există. Adică nu știu, eu cred foarte mult în chestia asta. Poate oamenii se grăbesc, vrei să spui, să facă bani? Da, se grăbesc așa, se gândesc foarte mult la bani. Normal că avem nevoie de bani pentru toate necesitățile zilnice, pentru vacanțe, pentru tot ce vrem noi să facem, dar în primul rând trebuie să te gândești, îi meriți sau nu îi meriți, adică cam acolo se rezumă și dacă ți-ai făcut treaba bine și ai câștigat, înseamnă că e meritat. Deci cum e un manager? Are răbdare? Trebuie, nu se gândește numai la bani? Trebuie să ai răbdare, să crezi
Da, să crezi, crezi în artistul respectiv. Să fii entuziast. Să fii entuziast, asta a fost da. Entuziast. Da, să fii entuziast, adică, nu știu, să... Să te aventurezi, așa, uh-huh. Să te aventurezi, să fii creativ, așa, uh-huh. Să ai și, așa, multă creativitate, așa, în ceea ce vrei să faci, în deciziile, să fii capabil să iei decizii, iarăși foarte important este să-ți asumi, uh-huh. Asta e o chestie care trebuie să o ții pe umeri. Ce înseamnă asta? Responsabilitățile, adică nu doar când... a deciziilor tale, dar și a ce se întâmplă. Adică și când iese prost. Și când iese prost, păi și când e bine și când e prost, e cam responsabilitatea ta, cam asta e vrei să fii. Unii manageri spun, bă, eu sunt bun, dar dacă artistul n-a compus piesa care trebuie sau nu e serios, nu e vina mea. Păi asta e treaba unui manager bun. A, să-l ducă pe drumul păi cel bun pe artist. Da, trebuie să, da. Asta e treaba, na. Dacă nu o faci din prima sau din uh-huh. a doua, dar la un moment dat te lovești și tu de greșelile proprii și înveți. Un manager... Trebuie să fii și un bun psiholog, de exemplu? Bineînțeles. Trebuie să fie de asta toate. E greu. Păi de toate. Păi cam de toate. Păi de e greu să fii manager. Să fii manager păi asta e greu. Că trebuie să fii și entuziast, trebuie să fii și bun afacerist și răbdător. Să nu te uiți prea mult la bani. Să fii și psiholog bun. De exemplu, apropo de asta, tu lucrezi și cu artiști femei și cu artiști bărbați. Da. Ți pare că e o diferență în a aborda business-ul cu artiste față de artiști? Mulți spun că poate cu bărbații e mai greu de lucrat. Adică mai greu de lucrat cu bărbații? Da, cumva manager-manager sau uh-huh. Relația manager-manager. Adică doi bărbați? Da, doi bărbați. De ce? E chestia aia că la un moment dat se poate crea prea puternică pretenia așa, între da? Ei doi ca bărbați. Și dacă nu se trasează niște limite da, la un moment dat, se sare puțin peste. Și asta nu e și cu o femeie, că bărbat cu o femeie iar e o problemă. Da, că nu e, dar nu suntem ok, showbiz-ul românesc, chestiile astea, că se cuplează, că nu știu ce, dar nu există. Dacă este un respect uh-huh. și e reciproc, n-ai dar cum nu să sare. Dar nu se întâmplă doar în România, ai văzut da, și cu adevărat. Nu poți să sar peste. Așa, adevărat. Nu poți să sar peste, pentru că asta e treaba, ne-am întâlnit să facem ceva împreună. Nu să, ce să începem acum, să facem relații sau facem un business împreună la urmă, da, da. Oameni, facem, deci, să facem lucruri frumoase. Îți se pare mai greu să lucrezi cu un artist decât cu o artistă? Eu am spus ce zice gura lumii. Pentru mine este simplu și cu X și cu Y. Okay. Pentru mine e tot cam totul, cum să spun, cam în familie. Uh-huh. De asta nici nu mă extind să iau foarte mulți artiști, nu fac volum, de asta spuneam că trebuie să cunosc. Dar nu te sună multă lume, văzând succesele pe care le ai? Bineînțeles că mă sună. După Bilionera, foarte mulți cunoscuți din industrie. Hai să lucrăm, hai să nu știu ce. Hai, da. Și e rău să lucrezi cu alții din industrie? Nu. No. Vorba de energie. Totul se bazează pe energie. Adică te referi la faptul că n-ai avea timp. Nu aș avea timp și nici energia. Sunt... Să te împarți în atâta... O entitate, sunt singur, sunt ce, cât pot. Păi da, oricât sună bine. Sună bine, sunt bani mulți, sunt atunci mari. Sună bine, dar sună mai bine să am 2 sau 3 și... Uh-huh. Aia poate să-mi producă de 10 ori mai mult decât dacă m-aș fi încurcat cu, nu știu, încă 2-3 consacrați. Uh-huh. Care poate au un an de val și după aia el pleacă de la mine. Uh-huh. Adică nu va fi loial, cu siguranță. Uh-huh. Nici un artist nu poate să fie numărul 1 niciodată. Păi e anul ăsta și anul viitor. Da. De-aia îți place practic să iei de la capăt, adică de la început, să pornești de la început cu ei. O chestie, da. Da. Uh-huh. Zi-mi un pic, ai lucrat cu artiști români și cu siguranță te-ai întâlnit și cu artiști străini. Adică din afară România. Adevărat, da. Când ai mai fost pe la concerte pe afară. Care crezi că e diferența, dacă există, între cei din România și cei din afară României, artiștii străini? Mai aș putea începe cu... În bine și în mai puțin bine. Nu știu de ce să zic, n-ar vrea să fiu rău, dar artiștii români sunt mai aroganți. Sunt mai aroganți artiștii români? Da, okay. Da, ok. Adică fițoși gen. Da, foarte fițoși, dar nu fițoși atunci când trebuie. Înțeleg că ești, reprezinți, ai o imagine, trebuie să te respecti, ok, ești într-un cadru, da. Acolo trebuie, se cere lucrul ăla. Dar să fii tot timpul arogant și cu prietenii tăi să fii arogant sau într-o gașcă să începi să, domnule, nu e bine. În schimb, în afară am văzut artiști chiar umili, uh-huh. chiar nu știu cum să spun, adică parcă ți-e rușine de rușinea lor, adică da. Sunt așa foarte umili. Și poate sunt mega cunoscut. Adică ei uh-huh. au trecut de chestiile alea, de, nu știu cum să spun. Lucrurile superficiale. Așa, de, nu mai sunt, nu orgolii. Sunt, de orgol, nu sunt superficiale, nu vezi snobism, nu ai chestii genul ăsta. Ok, snobism, ok.
Bine, au și ei ale lor, dar făcând așa o comparație. Ce avem bun? Ce avem bun? De ce atât de mulți români față de unguri sau față de sârbi sau față de austrieci sau față de bulgari? De ce atât de mulți români în ultimii 10 ani, să zicem, au succes internațional? Ce avem noi diferit și interesant? Noi suntem nativi, așa avem... Păi nu, toți nativi, că asta e diferența nativului. Poporul nativului. Nostru, poporul nostru, așa, suntem... Și ungur e nativ ungur. E adevărat, dar mă refer... talent nativ. Talent nativ, okay. Așa, adică nu vezi că în România foarte repede găsești un copil talentat. Uh-huh. Fie că pe actorie, fie că îi place să cânte și chiar are voce, fie uh-huh. că... Nu știu, pe orice fel. Așa suntem noi, ne-am născut suntem un popor binecuvântat, aș putea spune. Suntem născuți poeți, știi cum se zice vorba aia? Românii născut poet. Avem flair, avem, spuneam, talent. Nu prea avem foarte multă încredere noi, ca artiști. Așa. Nu ducem lucrurile până la capăt, nu avem răbdare, vrem lucrurile să se întâmple peste noapte, chestia asta nu avem noi. Dar, în schimb, avem foarte mult talent. Deci, mult vorba talent. Aia cu carul. Ok, mult talent, doar că foarte multă grabă. Mai trebuie răbdare, mai trebuie uh-huh. perseverență, pentru că lucrurile nu se întâmplă. Uh-huh. Seriozitate în industrie ca să fii luat, că dacă nu vei fi luat așa în râs. Dar foarte mulți asta nu au. Nu înțeleg că trebuie să ai foarte multă răbdare și tot să perseverezi, să insiști, să insiști, să insiști, să insiști. Bă, adică mulți scot ceva și zic, mamă, ăsta e hitul. Asta e. Nu e frate ăla hitul, că dar și eu greșesc poate uneori. Dar cum îi zici unui artist fără să simtă prost, fără să-l jignești, că nu e marele hit pe care el îl crede? Încep să-i aduce argumente. Știi cum sunt artiștii? Băi, pun suflet în ceea ce fac. Și e adevărat, normal. E adevărat, dar e piesa mea. Mai ales pe partea de compoziție, cam asta e treaba unui manager, că ei de obicei eu cam mai au... Și încep să vii cu argumente. Bă, uite, eu nici nu sunt cel care mă iau după neapărat după trenduri, nu mă iau după ce apare prin topuri, adică când a apărut Bilionera, nu exista așa ceva prin toate, că a fost un trendsetter în perioada respectivă, iar California la fel, cu mâna pe inimă, spun că la fel trendsetter. În perioada, adică dacă iei să iei pentru zona noastră, nu spun că nu e ca și cum am inventat noi trapul sau nu știu ce, că în America aia sunt mega sătui. Dar pentru perioada asta aici, în Europa de Sud-Est, chiar pot să declar că am fost trendsetter. Și după aia, după noi, tot au apărut. O zic, mamă, ce-a spart aici și noi. Asta e greșeala. Cam asta e greșeala românului. Ei place așa să... Nu-i place să muncească uneori. Cam asta cred că e cuvântul. Adică ar trebui să fie mai curajos să invita. Așa, da. Ar trebui să fie... Lipsește curajul uneori. Este mult mai ușor așa să zic, bă, dacă asta spart aici, noi facem. Da, face și noi una la fel. Poate nu la fel, dar... Din start, numai dacă ai plecat cu ideea de acolo, din start nu va fi hitul ăla. Da. Va fi sub. Poate nimerești una, nu știu, mai bună, dar de obicei când e un number one e greu să fii mai sus peste. De number one. Da, să fii mai sus. Nu, nu știu dacă mai se treacă mai sus de number one, dacă știi tu una, te rog să-mi spui. Uite, mai am pus o întrebare aici. Mi-am pregătit, adică, o întrebare pentru tine. În general, casele mari de discuri din România au și finanțele necesare, și relațiile, și artiștii, ca să facă dintr-un artist român unul de succes internațional. Tu ai luat-o pe alt drum, tu ți-ai făcut un mic label, independent cum ar fi, și ai dat lovitura pe plan internațional. Care ar fi secretul? Secretele industriei. Care crezi că e secretul? Diferența dintre un major că și un... Că n-ai avut nici relații, și n-ai avut nici bani ca să bagi în clipuri foarte scumpe sau cine știe, în agenții de PR pe afară sau chestii astea. Diferența dintre un major și un independent, primul de capital. Despre bani, da. Da, despre bani. Ei dacă vor, e vorba și de priorități, că asta e cam problema. La majori e mult... volum și se cam fac priorități. Da. Nu poți să... Acum băgăm bani în X, mâine băgăm bani în Y, adică nu există. La mine bag în X și în Y. În același timp. Și mă duc. Uh-huh. Și plec. Și lucrurile se întâmplă. La ei și de priorități. Cu siguranță la capitalul lor și la experiența care o au și vorbim și de majorul din România, clar că lucrurile se pot întâmpla mult mai repede. E adevărat. Dacă vor, lucrurile se pot întâmpla mai repede. Dar te bagă în seamă, sau la început, înainte să ai hitul ăsta, te băgau în seamă label-urile mari? Pentru că nu veneai cu un nume, erai independent, nu erai nici reprezentant Sony sau Universal în România.
mă recunosc că până prin 2013 nu era mai, cel mai atractiv. Eu făceam treaba, făceam licențe afară foarte, adică de prin 2010-2008 făceam licențe foarte multe afară. Făceam un fel de mercenărie, cred că până în 2013, așa mi-am pus eu, m-am catalogat. La modul piesele, licențiam, făceam deal-urile și după aia mi-am zis, stai puțin, că nu e nicio chestie, nu are o finalitate. Uh-huh. Și m-am oprit, am zis că nu mai fac. Ca să fie clar și pentru mine și pentru cei care se uită la noi, vindeai doar piese, cum ar fi? Efect, da, așa asta făceam. Necântate, sau, doar pentru artiști care să le cânte? Erau piese, deja... ale unor artiști care aveau nevoie de cineva să le licențieze. Și făceai un fel de licenție internațională. Așa, da. Lucram de partea asta, de licensing. Licensing, am înțeles. Și la un dat te-ai gândit, nu frate, vreau să-și lansez artiști. Nu prea era niciodată finalitate. Licențiai, poate luai sau nu luai niște avansuri, nu știu ce făceai, erau deal-urile cum erau, dar nu se întâmpla nimic, nu aveai nicio satisfacție. Da, era așa, parcă simțeai că se duc și mor piesele, efectiv. Da. Și la un moment dat am zis, bă, stai puțin, hai că nu mai fac, îmi iau doar artiștii mei, strict, da? Care am încredere și care am și știu că vor fi loiali, că eu dacă îmi rup gâtul cu ei, știu că și ei își vor rupe gâtul cu mine, ne ducem împreună, dacă ne ducem. Așa. Și la fel, am făcut aceeași treabă, tot dă-i pe licenție, dă-i pe aia, dă-i, doar că diferența de la un major, de la un independent este că deci poate da, cum să zic, suflu mult mai tare un independent decât un major. Da? Da. Și ce se întâmplă? De obicei la independent, A&R-ul probabil, bine, asta se întâmplă și la, că așa au început și ei, Chedu sau Tonu. Da. Dar de obicei A&R-ul, proprietarul, da, e și patronul. Proprietarul, e și, adică, și își dă interesant. Sufletul, își dă suflet efectiv ca lucrurile se întâmple. La un major, știi cum e, nu zic că n-aș vrea să declar că nu, dar nu-și dau sufletul, muncesc, că din greu să se întâmple și alea, dar uneori dacă nu-ți dai și ultima suflare, da. E chestia aia, ca țiganul la mal, știi, eu așa cred foarte mult de chestia aia, adică muncești până la 90% și un independent uneori ar putea să mai facă și ceilalți 10%, da. Că nu că neapărat că nu are de ales, dar e pentru, așa este, este politica lui, așa simte. Da. Muncește zi și noapte, nu contează, aici la major, mai cu program, mai cu angajați, mai nu știu ce, vine X, are o zi proastă, Y care lucrează pe nu știu ce departament, nevastă sau nu știu ce a pățit, altul s-a certat nu știu ce, dar toate în comun așa la un moment dat suferă artistul, nu suferă, nu neapărat ownerul casei, că el la urma urmei și el dirigează și el cum poate, dar depinzi de oameni. Da. Zi-mi un pic, ce sfat ai da unui artist? Tu ai avut... Tu ai luat artiști de la început, de tine. Da. Sunt foarte mulți artiști care se uită la live-urile astea și la înregistrări. Ce sfat ai pentru un artist care, nu știu, are 19 ani acum, are voce sau compune foarte bine, doar că simte că e foarte mare concurența și nu știe de unde să o ia? Ce trebuie să, ce poate să facă un artist, un tânăr artist, da, în România? În primul rând să încerce să inoveze ceva, nu contează, sau din joacă, efectiv. Știi cum e? Ca să aducă la... ceva nou. Da, să aducă, e ca la pictură, ca la, nu știu, n-ai inspirație ce să pictezi, important să pui pensula. Uh-huh. Și de acolo pleacă și începi și tot îți vin idei. Normal că un tânăr fără experiență, care e talentat de altfel, nu va ști ce să facă, cu siguranță nimeni nu-l va băga în seamă, că n-are nimeni timp de el din industrie mare. Dacă va avea noroc sau nu, un manager de acolo, din local, care și el vrea și el să se ridice odată cu el. Asta e un sfat, să caute pe cineva, un manager, mai la nivelul lui. Așa, mai la nivelul lui, care și el vrea la rândul lui să muncească, să crească, să crească și el. Și cam asta e secretul, să găsească pe cineva, care nu cel mai bun manager, pentru că cel mai bun manager nu îl va face pe el. Normal. Îl va ține la coadă. Da. Unul apropiat de el, care și el poate nu e cel mai priceput manager, dar vrea și el să facă lucruri, să... realizeze, să vrea să se facă remarcat, să nu știu, să facă, adică chestia aia de a-ți dori, efectiv, să se întâmple chestii. L-ai lângă tine și plecați împreună la drum. Cam asta e pentru un tânăr, cam asta recomand. Mulți artiști speră să fie descoperiți sau, în fine, să primească o piesă de la un compozitor mare. Știi? În felul ăsta, practic, să atragă atenția, știi, de la un Moga, de la un Smiley, un Kazibu. E, într-adevăr, nu toți tinerii care au și voce, au și talent de și compună. Da. Probabil că o să înceapă să facă ceva și o să, nu știu ce, să face niște ce să sune. Chestii, da, ce să sune. E puțin mai dificil acolo, e adevărat.
ar putea să caute conjunctură, să găsească, să-și găsească alți tineri de teapa lui care poate au talentul ăsta, poate n-au vocea, dar au talentul de a compune. Care sunt cam același nivel cum ar fi. Așa, local, acolo, să înceapă fiecare să se unească. 2, 3, 4 băieți, fete, nu știu ce. Care mai sunt la Suceava. Exact, am așa spus și eu. Și eu, la rândul meu, la fel am făcut și eu, am învățat, nu m-am născut nici manager, nici, cum să spun, vreun, nu știu ce, mare afacerist, nici nu știu, n-am fost din familie, să zici, la mine, părinții mei sunt, am o familie modestă, nu pot zici că am avut afaceriști în familie și mi-am luat nu știu ce. Nu, așa m-am născut eu, efectiv, totdeauna am fost așa, mi-am simțit că vreau să fac lucruri. Adică nu, și de obicei... Și de obicei, când muncești, apare și rezultate. Da, dacă și muncești, și adevărul că trebuie să muncești mai mult, nu contează. Și nu, asta spuneam, că noi ăștia mai micuți muncim mai mult. Și 12, 15, 16 ore, dormi 4 ore, iar te trezești, muncești. Nu există o limită. Muncești până se întâmplă, știi? Ce planuri ai pentru label-ul tău în 2017? Ai ceva, nu știu, de... cu care vrei să ne spui, nu știu, un artist nou sau poate... Da, zi-mi un artist nou. Am un DJ, da, care l-am și rebranduit. Da, așa, e, și știm, îl găsim? Sau da, atât de nou care încât nu... E proaspăt oarecum, dar am făcut un teasing cu el prin două remixuri. Da. Îl cheamă Ian Burlac. E chiar acest Burlac? Da, da, Ian Burlac. Așa. El avea alt nume înainte, DJ de peste 10 ani, un băiat care la fel a fost lângă mine încă din perioada Tu și România. Uh-huh. Adică din perioada de început, de când da, erai la ONG. Da, așa. El era născut în Botoșani, el se ocupa de zona Botoșani, după aia eu încă când eram la Suceava a venit la București, l-am trimis la București, s-a ocupat de Tu și România la București. Adică un băiat care merită să fac niște lucruri pentru el. Și am început un teasing prin două remixuri, iar la jumătatea lui februarie îl scot cu single. Deja am aprobări de pe la radio din Ucraina, din Rusia, că o să-l preia instant, așa. Eu, e pe zona asta deep house. Știi ce se întâmplă? Eu nu prea le amestec cam genurile. O set cu Otilia e cam un gen și Mario e alt gen. Și următorul proiect e alt gen. Și mai am o fată care la fel... ne cunoaștem în 2010, este Eva Pop, doar că ea a fost plecată în Franța în perioada respectivă. Chiar făcusem un hit împreună în 2010, a avut niște concerte prin Liban, prin astea, da. Da, sub ce nume? Atunci era Irina Pop. Irina Pop. Iala, era o piesă și este în engleză și arabă. A avut ceva concerte pe afară, la fel, doar că a trecut o perioadă, nu le-am concretizat, na. Am scăpat-o oarecum, s-a îndrăgostit și a pățit ea, nu știu, și a plecat în Franța, a stat acolo câțiva ani, s-a întors cu coada între picioare și a zis că na, asta e treaba, n-a luat cea mai bună decizie. Na, nu poți să judeci și nu voi judeca niciodată pe cineva. Am simțit că... Deci ai în pregătire un DJ nou și o artistă nouă. Altceva? Eva, nu, deja am scos ceva cu ea. Da, este, da. Ready or Not este piesa și trebuie să apară videoclipul și de atunci o să înceapă mai puternic în promovare, tot cu... Deci ai artiști noi. Ce face Mario Joy în 2017? Face foarte bine, are foarte multe piese care sună toate la hit. Nu vreau să spun că sunt hituri, dar sună toate foarte bine. Așa. Chiar luna asta am scos o piesă. Avem atât de multe piese bune și am zis că nu mai stăm foarte mult să le scoatem. Gold Digger, nu, asta e scoasă acum 3 luni, care deja este hit în Bulgaria și în Turcia. Da? În rest, foarte greu intru, că încă California e foarte mare. Da, foarte mare. Adică, după atâta timp, are un an de zile, încă e, de exemplu, în multe țări, în top 10. Aha. Top 10, top 15. Deci e încă mare hit. Cum a ajuns California pe coloana sonoră la Fast and Furious? Cum a fost? A sunat telefonul, a venit un e-mail. Nu. Lucrul s-a întâmplat împreună cu cei de la Ultra Music. Ah, da, okay. S-a făcut, le-am spus, mă, uite, eu consider că piesa asta e potrivită pentru. Le-ai zis tu asta? Da, le-am zis. Și s-au dus și au făcut un fel de ei pitch. Ei au făcut, da. Au trimis.
cei de la Universal Pictures au acceptat piesa, da. Da, cam în stadiul ăsta suntem acum, încă nu e chiar 100%, deci echipa de A&R de la Universal Pictures, da, pentru că spus, da, piesa intră sau nu intră și în funcție de montajul, filmului, sunt multe chestii. Dar cel mai important că celor de la Universal Pictures s-a trecut prin fața ochilor Mario Joy și au spus un da, asta e suficient pentru mine. A plecat mai departe și am scos toate track-urile, cum se procedează, ei fac surround, nu știu ce, cum, na, cu efecte, fără efecte, în fine, au nevoie de track-uri probabil și ca, în, funcție da, de, da, în funcție de ce se întâmplă în film, a, să fie așa, cu voce, da, fără voce, poate vocea mai încet. Da, 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 da. Și le-am trimis și încă așteptăm. De asta o să fie bine de tot. Pentru că da, dacă Fast and Furious 7, mă uitam, a avut cel mai mare încasări din toate timpurile de la Hollywood. Toate timpurile. Bine, a fost și situația respectivă cu... Da, Dar oricum, ca idee, este chiar un... Era zic serial. E chiar un film de mare succes, o serie de mare succes. Dacă chiar se concretizează 100%, e, cum să spun, deja i s-a schimbat viața lui Mario, dar atunci va fi o chestie... Bineînțeles și a mea, normal, și a tuturor celor care mă înconjoară, pentru că nu înseamnă că o să uit de cei care sunt lângă mine. Da, mă, depinde și ce contract. O să am mai mulți bani de contract, eu așa gândesc. Depinde și ce contract ai semnat cu Ultra, câte... Mă pricep la negoci. Da? Cei care au lucrat autor le-ai dat și lor. Cei care au lucrat cu mine, nu spun, care au mai semnat cu mine, știu că sunt un bun negociator și nu... Cam iese ca mine totdeauna.